În dimineața aceasta, cuvântul care ne vorbește despre iertarea păcatelor are în vedere nevoia noastră de neprihănire. Pentru că este imposibil să rămânem într-o relație cu Dumnezeu fără să fim neprihăniți. De fapt, versetul 9 din 1 Ioan, capitolul 1, face parte dintr-un pasaj care începe cu primul verset din capitolul 1 din Ioan și se prelungește până la versetul 6 din capitolul 2. De fapt, de aceea a venit Domnul Iisus Hristos în lume, pentru că prin păcat s-a fracturat, s-a rupt relația cu Dumnezeu. Și pentru ca noi să intrăm din nou într-o relație cu Dumnezeu, a fost nevoie de rezolvarea problemei păcatului. Și una dintre marile promisiuni, făgăduințe ale Domnului pentru noi, este făgăduința iertării păcatelor. Nu numai în vederea mântuirii, ci pentru ca să rămânem constant în starea aceasta de neprihănire, pentru ca să nu stricăm relația cu Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că prin păcat noi am devenit dușmanii lui Dumnezeu. Numai sunt foarte mulți oameni care au impresia că avem un Dumnezeu dușmănos. Dacă vă aduceți aminte, între blestemele pe care Dumnezeu le-a rostit la căderea omului în păcat, a fost vrăjmășie sau dușmănie între sămânța femeii și șarpe. Era vorba de Domnul Iisus Hristos și de diavolul. Este o dușmănie perpetuă între Dumnezeu și diavolul datorită rebeliunii celui rău, datorită răzvrătirii, datorită faptului că s-a născut nelegiuirea în el. Și apoi a fost corupt omul și prin păcat omul a devenit dușman cu Dumnezeu. Dușmănia aceasta nu este instigată de Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să fie dușmanul cuiva. Instigatorul este Satana. Și noi am fost corupți și atrași în această stare de dușmănie față de Dumnezeu. Acum, ce spune Pavel în Romani? Zice, dacă atunci când eram dușmanii lui Dumnezeu, noi eram dușmanii lui Dumnezeu, noi îl uram pe Dumnezeu, noi îl nesocoteam pe Dumnezeu, în acel moment Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în dragostea Lui pentru ca să ne mântuiască. Cu atât mai mult acum, când nu mai suntem dușmanii Lui, când am ales să fim poporul Lui, să fim copiii Lui, să fim prietenii Lui, cu atât mai mult acum ne va dărui viața și își va împlini făgăduințele față de noi. Dar atâta vreme cât trăim în natura aceasta slabă, chiar dacă cu Duhul, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 7, dorim să împlinim voia lui Dumnezeu, să împlinim poruncile, uneori ne trezim cu această agonie, bătălie înăuntrul nostru și experimentăm accidente spirituale. Pentru ca să nu se rupă relația noastră cu Dumnezeu, pentru ca să nu devenim din nou dușmanii lui Dumnezeu, El ne-a făcut făgăduința, promisiunea iertării păcatelor. Aș vrea să ne uităm puțin pe textul din această dimineață, tot capitolul 1 și apoi capitolul 2, în scurt să vedem trei lucruri foarte importante despre neprihănire pe care ni le spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi, propovăduirea neprihănirii. Propovăduirea neprihănirii. Pentru că așa spune în versetul 5, vestea pe care am auzit-o de la El, de la Dumnezeu și pe care vă propovăduim, vă predicăm, e că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Și acum vă rog să observați de la versetul 1 Ioan 1:1.
ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim, propovăduim despre ea și vă vestim, propovăduim viața veșnică. Viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, propovăduirea neprihănirii. Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Iată dar, propovăduirea neprihănirii, dragii mei, noi îl propovăduim pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dar asta nu înseamnă că Iisus Hristos este un descântec, că ne suim la amvon și spunem Iisus Hristos de 100.000 de ori. Iisus Hristos are o încărcătură. Numele Domnului are o încărcătură. Al propovădui pe Iisus Hristos înseamnă ai propovădui dumnezeirea, al propovădui ca și creator, ca și stăpân, ca și suveran, dar înseamnă și ai propovădui neprihănirea, că Dumnezeu e lumină și că în El nu este întuneric. Pentru că sunt oameni care propovăduiesc un alt Iisus Hristos și ei spun Iisus Hristos. Dacă cineva are impresia că unui om nelegiuit este greu să spună Iisus Hristos, se înșală. Oamenii folosesc numele lui Dumnezeu în înjurăturile lor, fără niciun fel de pardon. Este o blasfemie să propovăduim pe Iisus Hristos într-un alt context decât în contextul neprihănirii lui Dumnezeu. Când îl propovăduiești pe Iisus Hristos, trebuie să-i propovăduiești caracterul, integritatea, curăția, sfințenia, desăvârșirea și neprihănirea. Asta este propovăduirea neprihănirii. Ei, avem o mare problemă. Care? Dumnezeu este neprihănit, este desăvârșit, este perfect, este sfânt și acum noi suntem chemați să avem părtășie cu El. Iată, părtășia neprihănirii, nu numai propovăduirea neprihănirii, ci părtășia neprihănirii. Am citit deja din versetul 3, unde spune ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Iată, da, cele două direcții ale părtășiei, verticală și orizontală. Să aveți părtășie cu noi, dar aveți grijă, părtășia noastră este cu El. Și acum, ce fel de legătură, ce fel de părtășie poate fi între om și Dumnezeu? Pe ce criteriu? Pe criteriul neprihănirii. Pentru că Biblia spune că nu este nicio legătură între Hristos și Belial, între lumină și întuneric, și aici spune Biblia că Dumnezeu este lumină. Și atunci, condiția părtășiei noastre este neprihănirea. Trebuie să fim neprihăniți. Auziți, de la versetul 6 din 1 Ioan 1, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Poți să spui, eu am părtășie cu Domnul Iisus Hristos, dacă viața ta este o viață păcătoasă, mărturia ta este mincinoasă, tu n-ai nicio părtășie cu El. Poți să închizi ochii, poți să rostești cuvinte de rugăciune, poți să ridici mâinile, poți să cânti cântările afișate pe ecran, poți să faci tot ce fac toți pocăiții. Dacă nu trăiești în adevăr, în lumină, în neprihănire, declarația ta despre părtășia ta cu Dumnezeu este o declarație mincinoasă, spune aici cuvântul Domnului. Versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină, asta înseamnă în sfințenie, în curăție, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Nu pe criteriul faptului că suntem români. Și asta este un criteriu al părtășiei noastre, că vorbim aceeași limbă și avem același crez. Dar nu este esențial.
De asta, dacă în biserica asta vin americani, spanioli, turci să fie, și îl iubesc pe Domnul și trăiesc în lumină, putem avea părtășie cu ei, dacă nu vorbim aceeași limbă. Criteriul esențial al legăturii noastre este neprihănirea. Avem părtășie unii cu alții. Versetul 8 spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Aici avem o problemă. Știm că este condiția intransigentă, nenegociabilă a neprihănirii. Și cu toate astea găsim în viața noastră lucruri care îl întristează pe Domnul și care trebuie să ne întristeze și pe noi. Iată de ce spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Versetul 10 zice, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Aici declarația despre păcat are două poziții. Poziția omului nemântuit, care are nevoie de mântuire și care trebuie să se recunoască păcătos și trebuie să accepte că jertfa Domnului Iisus Hristos îl curăță de păcate și îi schimbă starea din păcătos în mântuit, dar este și un cuvânt pentru credincioșii care găsesc slăbiciuni, scăpări, greșeli și păcate în viețile lor. S-a menționat la ora de rugăciune, nu intenționate, nu ca stil de viață, ci ca accidente. Și atunci, urmează al treilea lucru despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit de propovăduire neprihănirii, părtășia neprihănirii, păzirea neprihănirii. Neprihănirea este o valoare care trebuie păstrată, care trebuie păzită. Și ascultați ce spune în capitolul 2, versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem pe Domnul dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Ce înseamnă să păzim neprihănirea noastră? În primul rând înseamnă să nu păcătuim, versetul 1 din capitolul 2. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ăsta trebuie să fie modul nostru de gândire. Păzirea neprihănirii înseamnă să nu păcătuim, să ne împotrivim celui rău, să fim vigilenți, să fim atenți, să fim treji, să identificăm atacurile, tentațiile celui rău și să le respingem. Că e posibil, fraților, spune Biblia, împotriviți-vă celui rău și va fugi de la voi. Și nu există nicio ispită care să fi venit peste om și care să depășească puterea lui de a-i se împotrivi. Asta nu-i puterea noastră. Când noi spunem, nu pot, frate, nu pot. Tu, de fapt, înjosești puterea Duhului Sfânt, înjosești puterea lui Dumnezeu de a birui păcatul. Și atunci, mentalitatea noastră, sistemul nostru de gândire trebuie orientat pe ideea de a nu păcătui. Așa ne păstrăm și ne păzim neprihănirea. Și totuși, dacă cineva a păcătuit, adică dacă s-a întâmplat un accident, nu e un normal al lucrurilor. Vezi, știți din ce cauză ne suim în mașină și plecăm pe stradă? Pentru că în mod normal plecăm și ajungem acolo unde ne-am propus să ajungem. Se întâmplă accidente, că este un oraș cu multe milioane de oameni, dar șansa ca tu să intri într-un accident este mică, dacă, mai ales dacă ești atent, nu? Dar s-ar putea uneori să nu fii atent și să ai un accident. Este accidentul normal? Mă iertați, dacă e cineva aici care în fiecare săptămână are câte un accident, îl rog frumos să se dea jos de la volan, să nu se mai suie niciodată la volan. Înseamnă că ceva cu conexiile, cu firele, cu e ceva greșit
Și ai probleme mari. Deci dacă în fiecare săptămână când ieși pe stradă frânează oamenii brusc în jurul tău, dă să dea în tine, tu dai să dai în alții, ai o problemă majoră. Nu te mai sui la volan, că te pui în pericol pe tine și pe alții. Realitatea însă este că trec săptămâni de zile, uneori luni de zile și nici măcar nu suntem într-un moment în care să ni se pară că vom avea un accident sau era cât pe ce să avem un accident. Mai mult, nimeni nu pleacă de acasă, spune, ia să am și eu un accident astăzi, ia să văd și eu cum să dau un stâlp într-un pom în altul cu mașina, ia să calc și eu pe unul pe care trece strada, să-l calc. E cineva care gândește, dacă gândești așa, spune-ne că trebuie să chemăm pe cineva să te ia să te ducă undeva de unde nu se poate ieși. Nimeni nu-și propune să aibă accident. Ei, fraților, e la fel în viața de credință. Ieșim din casă, mergem la servici, mergem pe stradă, mergem încoace, mergem încolo. Și nu ne închipuim că s-ar putea întâmpla ceva care să ne păteze haina și să ne strice statutul de neprihănire. În al doilea rând, niciodată nu ne propunem să căutăm ispita, să dăm curs ispitei. Nu. Când se întâmplă e un accident. Ei, pentru asemenea situații, nu pentru dumnealor care bea nelegiuirea ca pe apă și pe urmă spune sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos nu este pentru asemenea oameni care iubesc nelegiuirea. Că știți ce spunea despre Domnul Iisus Hristos în Evrei? Și cita din psalm, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Știi ce înseamnă să iubești neprihănirea? Să dorești și să-ți placă să trăiești în curăție. Ce înseamnă să urăști nelegiuirea? Să-ți fie scârbă de păcat și de rău. Exact ca un om care merge pe stradă, alunecă din greșeală, cade și se murdărește și se întoarce înapoi acasă ca să se spele, să se curățească, că nu se suportă murdar. Înseamnă păzirea neprihănirii, dar dacă cineva a păcătuit, și acum avem cele trei mari calități ale Domnului Iisus Hristos descrise aici, în primul rând mântuitor, ascultați ce spune versetul 2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Când Domnul a venit să plătească prețul păcatului pentru întreaga lume, asta e calitatea Lui de mântuitor. E mântuitor. Ei, pentru noi deja este mântuitor. Ce este acum? Este mijlocitor. Spune versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, cine cineva? Cineva dintre voi. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Domnul nu mijlocește pentru oameni care sunt satisfăcuți și le place să trăiască în nelegiuire, ci pentru oameni care au suferit un accident. Și acum ascultați, nu este doar mântuitor și mijlocitor, El este modelul neprihănirii noastre. Versetul 6, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. De asta trebuie să citim Biblia, să ne hrănim cu stilul de viață al Domnului Iisus Hristos, pe care îl găsim dintr-o scoarță în alta, să ne hrănim cu caracterul lui Dumnezeu, pentru că El e modelul neprihănirii noastre. Una din marele probleme pe care le avem este următoarea. Pentru ca natura firii pământești să prindă control asupra vieților noastre, diavolul are o stratagemă. Ne declară pe noi suveranii noștri și noi stabilim ce e bine și ce e rău și ce e neprihănire și ce e nelegiuire. Și lucrurile care nouă ne plac le declarăm nepăcătoase. De exemplu, dacă cuiva îi place păhărelul, va căuta 100.000 de versete din Biblie unde se pare că s-ar părea
că nu e chiar așa de păcat. Și își justifică păcatul declarându-l nepăcat. Ba mai mult, după ce a făcut păcatul și uneori păcate îngrozitoare, caută modele în Scriptură, se duce la domnul David și zice: păi și David, auzi ce prostie a făcut David, ce prostie a făcut David, și Dumnezeu l-a iertat și îl declară om după inima lui. Să nu pățească pielea ta ce a pățit pielea lui David. Să nu experimentezi tu patru sicrie în casă. Patru sicrie în casă. Unul după altul, toți moștenitorii tronului. Și omorându-se unul pe altul. Și fiul lui răzvrătindu-se împotriva lui. Să nu dea Dumnezeu să treci tu prin ce a trecut David, ca să ajungi să fii un om după inima lui Dumnezeu, după ce ai făcut prostiile pe care le-a făcut David. Dar modelul neprihănirii noastre nu e David, e Domnul Iisus Hristos. Oamenii își caută asemenea modele să zică ce a făcut și ăla și fac și eu și o să fiu și eu ca David. V-am mai spus odată, scump tineri, vă rog frumos, pilda vieții voastre de credință și a mântuirii voastre nu este fiul risipitor. Fiul risipitor este pentru fiii risipitori. Pentru ca să știe că Dumnezeu îi așteaptă, iubește și nu îi vrea pierduți. Dar pentru voi care sunteți în casa lui Dumnezeu, modelul trăirii voastre nu e fiul risipitor. Pentru fiecare fiul risipitor care se întoarce acasă, 1.000.000 își rup gâtul. Și nu se mai întorc niciodată. Însă, pentru ca să păstrăm neprihănirea noastră, chiar atunci când am avut un accident, există această soluție a mărturisirii păcatelor. Păcatele nu sunt iertate din oficiu. Păcatele nu sunt iertate necondiționat. Există un cuvânt urât de păcătoși în Scriptură. Mă refer pocăiți cu ghilimele, care iubesc păcatul. Îl urăsc cuvântul ăsta, cuvântul dacă. Cuvântul dacă. Ei vor o evanghelie din care să fie scos afară cuvântul dacă. Iar vrea să li se spună că Dumnezeu se uită exact cum ne uităm noi la bebelușii noștri, au avut o mică prostie, au spart ceva, ce să-i zici, ce observație să-i faci, ce să-i dai peste nu, să nu pricepe nimic. Este o mulțime de credincioși care se declară inconștienți. După ce au stat zeci de ani în biserică, după ce au crescut în biserică și în familie de credincioși, dragii mei, să fim extrem de atenți. Pentru că aici cuvântul Domnului spune: nu, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ci spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și acum, ce înseamnă să ne mărturisim păcatele? În primul rând, înseamnă să le recunoaștem. Duminică dimineața, când facem rugăciunea de mărturisire, nu facem rugăciunea de mărturisire. Prin rugăciunea de mărturisire de duminică dimineață, noi ne recunoaștem dependența față de Dumnezeu și recunoaștem că neprihănirea noastră depinde de El și nu de noi. Asta proclamăm noi la rugăciunea de mărturisire. Pentru că eu cred că tu ai făcut mai multe păcate și mai multe greșeli și ai avut mai multe scăpări săptămâna viitoare decât poți să spui în 5 minute. Dacă rugăciunea de duminică dimineață e rugăciunea de mărturisire, ar însemna că toți suntem desăvârșiți.
Deci dacă tu atâtea greșeli ai avut săptămâna trecută, în gândire, în vorbire, în umblare, cât să le prinzi într-o rugăciune de 5 minute, cu tot cu introducere, cu tot cu încheiere, și uneori, hai să fim sinceri, mai repede o dăm pe laudă și pe închinare și pe aleluia și pe slavă Domnului decât să menționăm ce păcate am făcut noi. Eu nu știu câți dintre dumneavoastră ați spus acum dimineața la rugăciunea de mărturie: Doamne, am mințit. Doamne, vai ce cuvânt urât am vorbit ieri sau alaltă ieri sau acum 5 zile. E vreunul care a venit cu lista, cu inventarul păcatelor lui să uite și să vadă ce să mărturisească? În alea 5 minute vă spun eu ce am mărturisit. Ce s-o fi întâmplat dacă s-a întâmplat? Ce-o fi dacă o fi fost? Aia am mărturisit. Doamne, dacă cumva, îmi cer iertare, ia-ți mărturisirea și pleacă de aici, lasă-mă în pace, nu-mi strica mie ziua astăzi. Stau eu să-mi aduc aminte de toate lucrurile negative din săptămâna trecută. Și sunt predicatori care atunci când vin la biserică, oamenii, poporul Domnului, fruntea sus, nu lăsați pe diavolul să vă acuze, nu lăsați, fii fericit, zbori, plutești, dar toată săptămâna ai umplut-o de mizerii. În mintea ta, în gura ta și în umblarea ta. Vorbe stricate, gânduri spurcate. Și până venim la biserică, spunem, gâdilă-mă! Fă-mă să râd, fă-mă să mă simt bine. Asta nu se rezolvă cu 5 minute de dacă oi fi greșit, dacă oi fi păcătuit. Problema mărturisirii păcatelor este o problemă permanentă. Uneori va trebui să te oprești pur și simplu din ceea ce faci, să te duci repede în odăiță câtă vreme păcatul e prospăt și acolo să-l mărturisești, să-l recunoști. Lucrul ăsta nu e bun. Știți de ce ne obișnuim să trăim în anumite păcate? Să repetăm anumite vorbe? Pentru că după ce le repeți fără să le mărturisești, fără să le identifici și fără să le recunoști o perioadă, îți intră în caracter, îți intră în stilul de a vorbi și de a trăi și nici nu le mai vezi că sunt greșite. Tu ești om de treabă. Ascultă bine de tot. Nu te lăsa manipulat de diavolul. Și nici de cei care glăsuiesc vocea diavolului în urechile tale și îți spun să te simți bine, să fii fericit, să fii împlinit, când stilul tău de viață îl dezonorează pe Dumnezeu. Mărturisirea ta trebuie să aibă loc în fiecare seară, când lucrurile sunt proaspete și să te duci în odăiță unde nu te aude nimeni și poți să spui pe șleau lucrurile pe care le-ai făcut, pe care le-ai vorbit, pe care le-ai gândit și să spui: Doamne, iartă-mă! Pentru că mărturisirea păcatului în primul rând reprezintă să recunoști păcatul, să-l identifici și să-l declari înaintea lui Dumnezeu. 2. Regret. Știți că de multe ori copiii noștri, ca să scape de pedeapsă, vin și spun: nu-ți promit că nu mai fac niciodată, dar el nu regretă greșeala, el, lui e frică de consecințe. Și sunt foarte mulți dintre noi care fugim de mânia viitoare. Știți ce au făcut farisei? S-au dus la el și au zis: botează-mă și pe mine. Aveau ei nevoie, le trebuia lor botez, să ude ei, să intre ei în apă, împreună cu plebea. Nu! No. Dar le era frică de mânia viitoare, le era frică de judecată, le era frică de pedeapsă. Și au zis: o cobaie, scăpăm de atâta, n-a nicio problemă, hai. Se pui de năpârci, pui de năpârci. Șerpilor, ce v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ce să vă faceți roade vrednice de pocăința voastră? Vezi, fără regret, fără căință, Dumnezeu nu primește mărturisire. Păi eu dacă am furat $1,000,000, i-am cheltuit, mi-am cumpărat mașini, mi-am cumpărat haine, mi-am cumpărat ce mi-am cumpărat, păi mă duc la ala de la care am furat și spun: ți-am furat $1,000,000. Și el zice: bă, dacă mi-ai mărturisit, te-am iertat. Te iartă în pușcărie, te iartă. Te artă, te coată până îți scoate ultimul bănuț de pe tine ca să-i dai înapoi, să plătești înapoi.
Credeți că îl păcălim pe Dumnezeu? Doamne, am mințit. Mulțumit acum? Hai! Gata! Așa credeți voi că îl păcălim noi pe Dumnezeu? Nu? Dumnezeu se uită la inimă, în adânc, să vadă regret, să vadă plâns, să vadă căință, să vadă durere, agonie, regret, renunțare. De când eram... Nu știu voi aici cum faceți, dar în România aveam o problemă, dumne, sobele erau încinse iar. Și aveai copii, alergau peste tot prin casă. Și ce făcea copilul? Unde crezi că se ducea copilul? La sobă. Punea mâna la ardea să creea probleme. Și ce făceau părinții? Îl duceau într-o parte unde era soba fierbinte, dar nu chiar așa fierbinte. Și ducea cu mâna și punea mâna la sobă, mă, când trăgea odată un răgnet. Și pe urmă să vezi, nu trebuia să pui niciun obstacol, absolut nimic, să vezi cum trecea copilul pe la 2 metri de sobă, nici nu se apropia, unde simțea un pic dogoarea aia fierbințeală la sobă, era ca magnetul, îl respingea pe copil. Ei, renunțarea la păcat înseamnă, după ce ai experimentat durerea, agonia, supărarea, miseria, pe urmă nu te mai apropii. Nu mai mergi pe strada păcatului, o ocolești, pentru că ai renunțat la păcat, renunțare, regenerare. Mă umplu de cuvântul lui Dumnezeu, mă umplu de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca să mi se regenereze locul care a fost stricat, lovit, rănit, bolnav. Știți că trupul... Acolo unde apare buba, unde apare infecția, trebuie să se regenereze. Și regenerarea aceasta este prin cuvântul lui Dumnezeu. Aici se vorbește în mod repetat de cuvânt, de părtășie, de rugăciune. Și în cele din urmă, rededicare, trebuie să existe o hotărâre clară de a-L sluji, de a-L urma pe Dumnezeu. O declarație de a lupta în lupta împotriva păcatului, dacă trebuie până la sânge. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne facă neprihăniți pe toți și să ne dea și drag de această stare de neprihănire, să o propovăduim, să trăim în părtășia acestei neprihăniri, unii cu alții și toți cu Dumnezeu, și să o păzim, românul zice, cap pe ochii din cap, ma unii dintre noi nu am păzit ochii chiar așa de bine. Eu zic să o păzim ca pe cel mai de valoare lucru din viața noastră. Amin.